cum s-a desfășurat evenimentul, ne-a oferit mai multe detalii Cristian Toma, salvamontist și membru al echipei de sustenabilitate a proiectului Zona Montană a Argeșului și Mușcelului, diversitate și unicitate în România. Proiectul s-a implementat în 2013, după aceea am avut obligativitatea ca 5 ani de zile perioadă de sustenabilitate. Printre multe altele, trebuia să participăm la un târg de turism pe an. Anul acesta am ales Brașovul. Am prezentat materialele, albume, broșuri, pliante, foarte interesați, toți cei care au vizitat standul județului Argeș și acolo, foarte interesați, chiar s-au interesat de cetatea Păinari, de Transfăgărășan, de ce obiective turistice ar putea vizita în județul Argeș. Uh-huh. Au luat foarte multe materiale ce am avut noi la standul de prezentare. Am avut Muzeul Județean Argeș, Casa Dinul Ipati, Vila Florica. Aha. Chiar un reper, Conacul Golești. Conacul Golești, sigur că da. Ale unității românilor.